Cu ajutorul unui roi galactic ce curbează spațiu-timp, la fel ca o lupă uriașă, oamenii de știință au descoperit două dintre cele mai îndepărtate galaxii observate vreodată. O echipă de astronomi de la Universitatea de Stat din Pennsylvania, SUA, a folosit telescopul spațial James Webb al NASA pentru a căuta galaxiile îndepărtate dincolo de roiul Pandora sau Hubble 2744, un grup de galaxii aflat la 3,5 miliarde de ani lumină depărtare de Pământ. Masa galaxiilor din roiul Pandora creează un efect cosmic numit lentile gravitaționale, prin care spațiu-timp este deformat și lumina ascunsă până la acel moment este amplificată. Astfel, mulțumită acestei lupi naturale, cercetătorii au reușit să descopere două galaxii nemai văzute până acum în spatele megaroiului, aflate la 33 de miliarde de ani lumină de Pământ. Doar două alte galaxii au mai fost detectate la o asemenea distanță, însă aceste două noi galaxii sunt mult mai mari conform echipei de cercetare. Aceste două galaxii îndepărtate sunt speciale și pentru că au o formă unică. Cele mai multe dintre galaxiile îndepărtate arată ca niște puncte în imaginile noastre, dar una dintre cele două galaxii are forma unei alune și cealaltă arată ca o minge pufoasă, au mai spus oamenii de știință. Deocamdată nimeni nu știe cum au ajuns cele două galaxii să aibă forme atât de diferite, chiar dacă s-au format din materiale similare. Lumina de la aceste galaxii este antică, aproape de 3 ori mai veche decât Pământul. Aceste galaxii timpurii sunt ca niște faruri, lumina lor traversând hidrogenul care a alcătuit Universul timpuriu. Doar cu ajutorul luminii lor putem începe să înțelegem fizica exotică ce a guvernat galaxia în apropiere de zorii cosmici, a spus Joe Legea, unul dintre cercetătorii de la Penn State.